alte cuvinte, nu ne face așa și vreau să luăm mașina așa. Vreau să nu mai faceți gălăgie, știți, să citiți un proces verbal sau să mergeți până la județean să întrebați dacă este un scandal sau ce, nu? Sunteți părâți. Când ești părât, persoana respectivă este cercetată în stare de libertate. Trebuie să dovediți că nu ați încălcat legea. Mă înțelegeți? Ne puneți viețile în pericol ale noastre, nu ale voastre. Înțelegeți și voi că acea mașină sau ce zici tu, peste 10 ani, nu mai este decât o ladă. Dacă vreți să vorbiți ceva, vorbiți pe alt canal. Slabe ați fost în gândire, slabe ați rămas, dar ușa rusului ați lăsat-o deschisă întotdeauna.